Am revenit din nou la Lidl. Dacă pentru primele două mese știam exact ce vom găti dinainte, de când am venit la cumpărături, acum am un challenge pentru colega noastră, Alexandra. Eu voi face cumpărăturile, iar ea va trebui să ne pregătească o masă cu ceea ce cumpăr eu astăzi. Hai să mergem! Am răsfoit deja catalogul de lux și mi-am făcut o oarecare listă, așa încât mă întreb direct către rafturile cu produse de lux, pentru că sunt sigură că voi găsi o grămadă de bunătăți. Oare Alexandra știe să gătească homar? Hai să vedem! Oare merg ciupercile cu homar? Nu știu, asta o să ne zică Alexandra. O să fii mulți! Alexandra, deja unul din foiluri este la gătit. Luăm și de-asta. Luăm și de-asta. Ia să luăm și niște de-asta. Am ajuns în bucătărie. Astea sunt ingredientele. Alexandra, mult succes! Abia aștept să văd ce o să iasă. Uite ce am făcut eu pentru tine. Am pus desertul la făcut. Dana, îți mulțumesc pentru challenge. Mi-a dat un pic de bătaie de cap să mă gândesc ce să fac din tot ce ai cumpărat, dar mi-am cam dat seama pentru că m-am uitat în catalogul Lidl, m-am mai inspirat de aici colo și am hotărât. O să fac în felul următor. O salată de conopidă cu homar și la felul principal o să fac niște tagliatelle cu hribi, cu funghi porcini. Iar pentru desert m-ai ajutat tu deja, deci nu mai am mare lucru de făcut, așa că îți mulțumesc, îți păstrez și ți-o felie. Ceapa o tai, cum am învățat eu la mama, la satul mare, ca să iasă cât mai fină. Am dat o grămadă de lume pe spate cu metoda asta, pentru că foarte puțină lume o știe. Conopidă cu homar și cu avocado, wow. Pentru că astea sunt ingredientele pe care le-am primit de la Dana, wow. Și de la cei de la Lidl, pe care a trebuit să le folosesc cu maestrie. Și acum aș avea un anunț special de făcut, care începe în felul următor. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! La mulți ani!